142. Cuvântul lui Dumnezeu spune: cu glasul meu stric către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu-mi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine și nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig. Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că sunt mai tari decât mine. Scoatem sufletul din temniță, ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu m-a ajutat și mi-a dat putere din nou să laud. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fratele Marius Negrescu, care cântă la orgă, pentru băiatul lui Alin Negrescu la saxofon. Dumnezeu din cer să-i binecuvinteze cu viață veșnică. Desigur, la voce fratele vostru Călin, care vă dorește binecuvântarea lui Dumnezeu. Și fie că va veni Domnul la noapte, fie că va veni mâine, important este să fim gata. Aceste cântări care le cânt spre slava și gloria lui Dumnezeu să vă mângâie inimile, să vă mângâie sufletul și să facă Domnul ca să ne întâlnim sus în veșnicie. Amin. Ca și o floare, tată,
soptește, pe mine el mă iubește.
strângele mi le rup.